să ne pregătim, bineînțeles, pentru o discuție interesantă. Vom face chiar și un mic popas la Cluj, acasă la Vlăduța Lupău, care mai are foarte puțin timp până va deveni mamă. Bună ziua, Vlăduța, cum te simți? Bună! Ce frumoasă bună. Ești! Ce bună energia asta, așa frumoasă și mă trăduite și mie! Ai văzut ce petrecere a ieșit astăzi în platoul emisiunii? Am văzut prăjituri, alții la piscină, Amadea e cu voi, se joacă. Ți-am făcut poftă, ți-am făcut poftă de ceva, spune-ne că imediat îți trimitem la Cluj. Nu, se regulă. Momentan nu mai consum foarte multe mâncăruri, că nu mai am loc. Nu mai ai loc, asta înseamnă că mai e foarte puțin până naș, cam cât? Mai nu știu exact, o săptămână și ceva, poate mai puțin, poate mai mult, acum depinde. O săptămână? Ține știi exact că nu-i cu... Dacă nu-ți programezi nașterea, n-ai de unde știi momentul exact, vedem. Cert e că acum, la început de august. Mai e așa, dar puțin, ești pregătită, ai emoții? N-am niciun fel de emoții pentru că nu stau să mă gândesc acolo, că am foarte multe alte chestii de făcut pe lângă. O, probabil o să mă ia emoțiile atunci, înainte. Ce mai ai de făcut? Că ești pe ultima 100 de metri, ce poți să mai faci? Păi să pregătește, îți dai seama. Așa și mă mai duc pe acolo, știi, mai verific oamenii, că după nu mai am când să mă duc. Na. Și pe șefa pe acolo. Vlăduța, te așteaptă cea mai frumoasă perioadă din viața ta, deci nașterea pentru mine a fost ceva absolut incredibil, deși am avut un travaliu de 24 de ore, să nu te sperie, pentru că n-a fost, nu este chiar așa de rău, cum se spune, dar în momentul în care o să-ți ții bebelușul în brațe, nu o să se mai, o să uiți tot, o să, nu o să se mai compare nimic cu asta, așa că ți-l pun de acolo. Am văzut că ai făcut de curând o ședință foto foarte frumoasă și ai rugat pe cei care te urmăresc pe Instagram să ghicească numele copilului tău. A ghicit cineva numele? Nimeni. Mă rog, până nașele mele l-a ghicit, dar nu l-a scris în comentarii, că i-am spus că îi dau bloc dacă îl scrie. Ok. Dar bine, l-a ghicit așa mai la început. Acum, din toți cei care mi-au lăsat comentarii și s-o mie și ceva, nimeni nu l-a ghicit. Toată lumea... Am văzut că aveai aseară undeva la 1500 de comentarii, foarte multe. Puteți să ne încercăm și noi norocul? Ia, hai să văd! Bine. Cine începe, fetelor? Călin? Nu. Călin. Luca? Luca? Andrei? Andrei? Liam? Nu. No. David? Nu. No. Matei? Nici nu are loc să mai încercați, că nu cred că o să E un nume complicat sau de ce? E un nume complicat? La ce v-ați gândit? Dar dacă vă dau indicii, după aia lumea o să-l ghicească și n-aș vrea să vă dau indicii. Ceva din fotbal, sigur. E ceva de ce din fotbal? Păi ea e fană. Cum adică? Și așa vrei să dai numele copilului tău, o să fie un nume de fotbalist? Nu! Păi așa zice Maștă. Am zis și eu că poate cineva, adică din fotbal m-am gândit că eu știu că ești... Cum ar fi să-i spună Ronaldo? No. Sau Neymar? Neymar, e fană Neymar? Ne-au lăsat foarte mulți în comentarii, că o să-l cheme Neymar. Cei care mă cunosc și știu că sunt fan, focat. Dar nu, nu o să fie Neymar, ar fi absurd, aș fi nebună dacă... Vlăduța, eu sunt sigură că numele pe care îl vei alege pentru cel mic va fi exact după sufletul tău și după sufletul lui. Eu știu că tu te pregătești să te muți în noua casă și vreau să te întreb dacă este chiar așa cum ai visat. Este exact așa cum am visat, am muncit mulți ani până să ajungem să facem căsuța și acum deja prinde contur, cred că într-o lună, mai puțin de o lună, poate ajută Dumnezeu și ne mutăm. Și îți dai seama că dacă... ai folosit și ai făcut chestii care ți-au fost pe plac, acum e clar cum ai visat tu. Poate peste 5-10 ani gusturile se schimbă, mai o să schimbăm lucruri pe acolo, dar momentan... Am înțeles. Crezi că reușești să te muți înainte să naști? Nu, sigur nu. Nu. Ok. Adică no. cam o lună, să zic, deci o să stau aici, unde stau acum la apartament, dar la finalul lunii cu siguranță ne mutăm. Mulțumim te pupăm și mulțumim pentru această intervenție. Îți suntem alături de tine. Multă sănătate și abia așteptăm să-l cunoaștem pe băiețelul tău.